Poliția locală din Câmpina, fosta poliție comunitară, are multe atribuții noi în domeniul controlului medical, protecției mediului, evidenței populației, urbanismului și afișajului stradal. Sunt oameni care din primărie vor trece în direcția poliției locale. Importantă este pregătirea acestora. În timp de 5 ani de zile, toți polițiștii locali trebuie să fie absolvenți de un curs din structura Ministerului de Interne. Deocamdată am făcut și noi, ne-am informat, mai bine spus, la toate școlile, cum ar fi școala de poliție, la jandarmerie și peste tot prin țară, cu privire la înscrierea polițiștilor locali la astfel de cursuri. Am primit acum 2 săptămâni o adresă de la prefectură, prin care Ministerul de Interne, prin Direcția de Logistică, ar începe să facă cursuri, dar pe noi, cinstit, ne-ar dezavantaja puțin, fiind vorba de București, asta înseamnă cazare, asta înseamnă să-i scoți din activitate și este un pic mai greu. Încercăm totuși pe plan local, la școala de poliție Câmpina sau chiar la jandarmeria. Chiar dacă nu vor începe cursurile de la 1 martie, vom putea vedea pe străzile municipiului polițiștii locali alături de agenții de circulație ai Poliției Rutiere Câmpina. Cu 1 martie deja s-a semnat un protocol între noi și Poliția Română, mai cu seamă serviciul de circulație. Vom începe colaborarea, deci veți găsi echipele mixte formate din polițist local și polițist de la Poliția Română. La dispeceratul, care funcționează non-stop, cetățenii pot face sesizări telefonice, dar se pot adresa și în scris sau personal polițiștilor locali la sediul acestora.